One blizzard coming up! Ho, 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 și bine v-am găsit, dragii mei! E toată lumea bine? Aveți burta plină? Ați noapte după cine? Ați dat un party în Fortnite sau în GTA? Dacă nu ai spart încă toți banii pe cadouri și mai ai ceva pus deoparte în pușculiță, ne-am gândit să-ți facem o surpriză plăcută printr-un ghid de cumpărături pentru mini-vacanța asta. Ne vom uita la câteva jocuri de petrecere, altele online și câteva experiențe single player memorabile. Eu sunt Derek și sunt gata să începem! Sprite prezintă Weekly Fix. 2018 a venit cu câteva surprize, dar și cu titluri așteptate încă de la apariția noilor generații de console. Vom începe cu jocurile care sunt prezente pe toate platformele, asta ca să nu-i plictisim pe cei care nu au consola X sau Y. Începem cu Celeste, un platformer 2D cu mecanici de joc simple, o poveste fascinantă și o coloană sonoră de nota 10. Apropo de asta, vă lăsăm în descriere linkul către soundtrack-ul jocului, acesta fiind un must-have la rândul lui. Revenind la Celeste, acesta se încadrează la genul acela de jocuri pixelate cu provocări grele, care ți amintește de ce te jucai în anii 90, însă este îmbrăcat într-o poveste modernă și foarte actuală. Celeste poate fi jucat pe PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One și Switch. Pentru a doua recomandare, aducem grafica la zi și ne uităm la Shadow of the Tomb Raider, proaspăt lansat la începutul lunii septembrie. Shadow of the Tomb Raider este continuarea poveștii de origine a Larei Croft începută în Rise of the Tomb Raider. În noul joc o vedem pe tânăra Lara Croft într-o călătorie de cunoaștere de sine ca urmare a unui eveniment catastrofal pe care l-a declanșat în încercare de a opri o organizație militară antică care dorește schimbarea lumii așa cum o știm noi. Jocul este disponibil pe PC, PS4, Xbox One și Nintendo Switch, iar în 2019 va sosi pe Mac și Linux. He wants to alter the course of humanity. If you had that power, what would you do? Monster Hunter World a deschis lista de jocuri remarcabile din 2018 când s-a lansat în ianuarie. La 14 ani de la primul joc din serie, Capcom reușește să aducă jocul în prezent și nu din încercarea de a atrage publicul mainstream, ci pentru a oferi satisfacția pe care fanii jocului o așteptau de la acest titlu. Într-o lume plină de mister și magie, eroul tău urmărește și vânează, well, monștri. Diferit de jocurile anterioare, este modul online care poate înlocui experiența single player, putând face quest-uri cu până la 3 prieteni. Dezavantajul, vă veți uita la toate cutscene-urile fără opțiunea de skip. Jocul poate fi găsit pe PC, Xbox One și PS4. How can a child save us all? Îți era dor de Grecia antică într-un joc video? Dorința ți s-a împlinit și în Assassin's Creed Odyssey ai ocazia să te plimbi prin una dintre cele mai frumoase hărți open world făcute până acum, în poate cel mai bun joc Assassin's Creed de până acum. Săbii, pumnale, topoare și buzdugane sunt câteva dintre armele pe care le poți folosi în Odyssey, iar pentru prima oară în serie ai ocazia să alegi dacă vrei să parcurgi tot jocul ca bărbat sau ca femeie. Odyssey este disponibil pe PC, Xbox One, PS4 și Nintendo Switch. Zilele astea toți mergem acasă la familie, în vizită pe la rude sau prieteni și inevitabil suntem invitați la masă. După ce ai mâncat și te relaxat, poți intra în bucătăria Overcooked cu prietenii și să vă jucați de șefii. Overcooked a fost unul dintre cele mai bune jocuri de co-op de party la momentul la care s-a lansat. Overcooked 2 nu se lasă mai prejos și aduce doar câteva schimbări la rețeta deja de succes. Poți experimenta jocul în mod single, co-op online, local co-op, combo co-op sau versus. Let the party begin! Overcooked 2 este disponibil pe PC, Mac, Linux, PS4 și Xbox One. Un clasic printre jocurile de party, Super Smash Bros. Vine pe Switch cu ultima versiune, Super Smash Bros. Ultimate. Lansat la începutul lui decembrie, Ultimate este cel mai mare Smash Bros. De până acum, aducând practic toți luptătorii din jocurile anterioare, 74 la număr și 180 de arene de luptă. Dacă nu ai avut o consolă Nintendo până acum și nu știi seria Super Smash Bros., află că este jocul ăla în care poți juca versus 7 prieteni. Ce-i drept, ai ceva de investit dacă vrei să susții singur petrecerea, pentru că îți trebuiesc 8 controlere. După seria de party games de mai devreme, e timpul să trecem la ceva mai serios. Tot anul am vorbit despre Red Dead Redemption 2, deci nu avea cum să lipsească din această listă. În afară de a spune PC gamerilor că Red Dead Redemption 2 este un fel de GTA 5 în vestul sălbatic, nu mai e nevoie de nicio prezentare. Red Dead Redemption 2 este de jucat, mai ales acum că s-a deschis și online-ul.
Ani la rând de zvonuri, speranțe și Kratos nu apărea în niciun titlu nou de PS4. Iată că anul ăsta minunea s-a întâmplat. Nu știm exact acțiunile de după finalul lui God of War 3, însă Kratos se află într-o nouă aventură prin ținuturile nordice pe care le străbate împreună cu Atreus, fiul său. Dacă ai PS4 și nu ai noul God of War, pune mâna pe el urgent, mai ales că a ajuns sub 150 de lei în majoritatea magazinelor. Can you kill something that big? Probabil cea mai mare surpriză a acestui an este Marvel's Spider-Man, la care mă așteptam să fie bun, însă experiența jocului este mult peste ce am sperat să primesc. În Marvel's Spider-Man risc să te pierzi prin New York balansându-te de pe o clădire pe alta fără să preiei nicio misiune, însă când o faci, combatul te va relaxa, iar asemănările cu Batman Arkham Asylum te vor face să petreci multe ore în fața consolei. Marvel's Spider-Man este momentan disponibil doar pe PS4. Dacă îți plac mai mult poveștile, ai putea încerca Detroit Become Human. În noul joc lansat de Quantic, intri în pielea a 3 personaje android într-un viitor în care oamenii folosesc roboți pentru diverse joburi. Fiecare decizie pe care o iei impactează felul în care personajele continuă povestea, similar cu titlurile anterioare Quantic. Să te joci Detroit Become Human este ca și cum te-ai uitat la un film B într-o duminică, doar că este un pic mai mult decât un film, putând interveni în poveste. Destul cu exclusivitățile, hai să trecem în revistă și câteva jocuri în care tap, swipe left și swipe right fac controlul. Avem 3 recomandări de jocuri și începem cu Red Bull Bike Unchained 2. A venit iarna și nu poți să ieși cu bicla, dar poți să descarci jocul ăsta free și să-ți faci de cap chiar și în zăpadă, mulțumită ultimelor update-uri pe care le-a primit aplicația săptămâna trecută. În Bike Unchained 2 nu trebuie decât să tap la momentele cheie ale dealului și să scoți un timp mai bun decât oponenții tăi pe fiecare traseu. Jocul este distractiv și asta ne garantează colegul nostru Bogdan, care este mare pasionat de downhill. Asphalt 9 Legends este ultima iterație din serie și este disponibil gratuit pe Google Play, App Store și Microsoft Store. Asphalt aduce una dintre cele mai bune experiențe arcade într-un joc de racing lansat anul acesta pe mobile, iar pe lângă tapping în Asphalt poți schimba direcția mașinii în momentele cheie făcând swipe stânga sau dreapta, exact ca la Tinder. Pe lângă variantele de mobil, jocul are și o versiune de PC. Ultima recomandare este un joc ceva mai serios. Shadowgun Legends este un FPS cu elemente de RPG online în care poți alege între modurile campanie și misiuni co-op și raiduri. Considerat unul dintre cele mai bune shootere din App Store, Shadowgun Legends merită încercat, mai ales că este disponibil gratuit atât pentru iPhone cât și pentru Android. În iunie a fost anunțată și o versiune pentru Nintendo Switch a jocului, însă nu s-a întâmplat încă. Din informațiile noastre, această versiune nu a fost anulată, dar nu avem încă o dată de lansare. Acestea au fost recomandările noastre de jocuri lansate anul acesta care ne-au atras atenția, dar nu sunt toate. Mai avem câteva mențiuni speciale în continuare. A Way Out. It's my plan and I decide what goes down. You got that? Yeah. Spyro Reignited Trilogy. I think I smell a barbecue. Looks like I've got some things to do. Battlefield 5. Forza Horizon 4. Guacamelee 2. Și Dead Cells. Ca de obicei, găsești link-urile în descrierea emisiunii pe YouTube. Acesta a fost fixul. În speranța că ai regăsit cel puțin un joc pe placul tău în lista noastră, îmi iau la revedere de la voi după 71 de săptămâni fără întrerupere petrecute împreună.
A fost o super experiență pentru mine și toată echipa. Sperăm să ne revedem și în 2019 în aceeași formulă. Până una alta, IGN Weekly Fix intră într-o vacanță bine meritată. Mulțumim echipei IGN, Kiss TV și Sprite pentru încredere și nu în ultimul rând vouă, pentru că ați fost alături de noi în tot timpul ăsta. Derek, Ioana, Bogdan, Dan și Florin vă urează sărbători fericite. Salut! Sprite v-a prezentat Weekly Fix.